Bine v-am regăsit! Vă salut din Gorj, din Hurezani. Eu mă aflu pe a doua vatră ca mărime a stupinelor mele și este 6 februarie. Albinele ies puțin. Nu au făcut niciun zbor de curățire masiv la noi aici. Temperaturile noaptea au -6, -7 grade, iar ziua, cu toate că este cald ca și acum, 7-8 grade, mie pe o aplicație mi-arată 8 grade, pe una mi-arată 11. Albinele aduc polen timid, dar aduc, probabil voi prinde și pe undeva un zbor mai bun la vreo familie. Eu am venit aici pentru că știu că am de rezolvat, cred că, două probleme. Nu m-am uitat. Vreau să vă fac acest lucru în direct, dar până atunci voi desface și un rând pe aici prin față de stupi să vedem stadiul consumării turtei proteice și a studia cam cum arată ghemul această dată și dacă au consumat turta proteică. Eu, după cum știți, le-am dat Apifonda. Ce trebuie spus din nou despre hrana proteică, că despre hrana energetică, că foarte lume este contra, unii sunt pentru. Ce vreau să observ acum, dacă și cât s-a consumat, așa cum se vede aici, pungile mele au fost consumate cam în proporție de 50% la unii. Ce este de arătat aici, că această familie se află pe 7 rame și eu am spus că de fiecare dată când mai umblu pe la stupii fac câte o mică ajustare, în sensul că trebuie să mai reduc cuibul, dar nu folosesc așa metodă numită după cel care a inventat-o, probabil, că nici eu n-am știut până acum, nici nu știu despre cine este vorba, acea metodă Blinov, și nu cred că are rost. Eu nu am desfăcut nicio familie să văd câtă puiet este, dar revin și arăt încă o dată că această familie are consumat aici jumătate din turta energetică Apifonda, iar în situația în care se află acum, cuibul se află din partea asta în față, deci este poziționat în față și se află pe 7 rame. Dacă aș mai reduce încă 2 rame, cuibul s-ar lungi și nu mai există acel rotund elicoidal în care albinele fac o mișcare, să zic așa, excentrică sau din interior către exterior și își păstrează căldura. De ce fac acest control? Pentru că voi spune prin verificarea modului cum este consumată hrana, noi observăm dacă avem probleme cu familiile de albine. Mai departe, să luăm câțiva la rând, pentru că așa e bine. De exemplu, acesta, după cum se vede,
iemul este desfăcut mai mult, dar consumul de hrană este mai mic. N-au luat decât foarte puțin din apifonda și asta arată că nu este declanșată chiar puternic culesul, nu este declanșată ponta, iar și la această familie trebuie să reducă o ramă, dar nu e cazul, fiindcă e mult albină și îl las așa. N-are rost. Ce este de arătat? O să găsesc probabil și o să mai arăt, o să revin. Aici, în zona plasticului și a turtei apifonda, dacă cumva apare pete de diaree, nu neapărat că avem, nosimoză, dar ne indică faptul că sunt probleme. Probabil nu au matcă și trebuie să luăm rapid o hotărâre cu ceea ce facem. Acum vedem pe asta. După câte știu, asta era unul mai mic. Și așa și este. Este micuț, cu toate că văd că se alungește în spate, este în partea din față pe apifonda, albinele sunt grămadă, să o consume. Nu are rost să umblu la el, se vede că nu sunt probleme. Spuneam că la noi aici în zonă, cu toate că avem un timp mai primăvaratic, să zic așa, nu au fost călduri așa de mari încât să apară un zbor de curățire și acest lucru se poate verifica, adică cel puțin se vede în mod sigur pe capacele de stupi, pentru că dacă ar fi fost un zbor puternic de curățire, ar trebui să existe acele pete, excremente pe capacele stupilor, dar nu există momentan așa ceva și deci nu au avut un zbor de curățire puternic, în care, după care, de regulă, mulți spun că este neapărat nevoie să punem turtă proteică. Dar eu nu voi folosi în acest an turtă proteică. Vreau să spun câteva lucruri despre ceea ce s-a mai întâmplat pe spațiul online. Sunt niște lucruri pe care pentru cei care sunt la început trebuie să le spun că nu trebuie să țină cont de niște recomandări pur și simplu care depășesc orice imaginație. De exemplu, cineva spunea că toate familiile de albine au spor de puiet văros și va veni doar un moment propice și va apărea boala. Nu este adevărat, puietul văros nu există, se făcea o comparație cu cancerul la om, e o aiureală. Puietul văros, în principal, să știți că apare primăvara, în timpul culoselor de pom fructifer, atunci când majoritatea încearcă să valorifice
aceste culesuri, introducând rame artificiale prea devreme, mărim cuiburile și atunci puietul răcește. Acest puiet răcit, automat albina, nemai putând să-l acopere, se transformă în puiet văros. Acest lucru se întâmplă și vara, tot în, prin luna august, când apar nopțile răcoroase și mulți stupari, am văzut și am și arătat anul trecut, încearcă continuu să folosească metoda spargerii cuibului cu rame artificiale. Vezi, Doamne, că n-are matca une sau ce mai este de spus, că puietul văros apare acum primăvara și în familiile care, dacă n-au la măsuri să le descoperim sau ne-a scăpat și au oat albina, familii care s-au bezmeticit, puietul văros apare și în puietul de trântor, pentru că albina este foarte dezorganizată și nu poate să-și mențină echilibrul biologic necesar menținerii căldurii și a dezvoltării ciclului în mod normal. Desfacem în continuare și familiile de albine, să o iau din partea cealaltă încoa, desfacem în continuare familiile de albine, spuneam, și dacă mai mi-aduc aminte de câte o năzbâtie auzită pe net, o să mai comentez câte ceva, pentru că eu am spus că nu pot să nu spun, aceasta este perfectă, este consumată turta jumate, familia este jumate, deci nu este extinsă pe tot spațiu și ne arată că este totul în regulă. Să le luăm la rând, pentru că așa e bine, așa trebuie să fac și eu. Eu, în general, procedez mai simplu prin partea din față, ridic capacele și mă uit la ei. Acesta se-mi iau fumătorul că pară mai multe albine. Așa cum se vede, și acesta arată destul de bine. A consumat jumate din hrana energetică, ce este de arătat că, de exemplu, a fost redusă cu o ramă, pentru că am o ramă cu miere aici, mai albă la culoare, și am dat-o după diafragmă. Veți vedea că o să înceapă și procedura de descăpăcire a ramelor cu miere în familiile de albine, fapt pe care eu nu l-am recomandat și nici nu recomand, pentru că nu are rost. Și această familie arată destul de bine. Este în stasul celor care le am eu în această zonă. Trebuie să spun că m-am tot uitat și n-am prea văzut postări din zona noastră după aici, din Oltenia. Acesta este mai micuț. Să vedem dacă este nevoie să-i scot o ramă. Nu este nevoie. El, așa cum se prezintă, arată destul de bine. Ar trebui totuși să-i scot pe asta din margine, dar ținând cont că sunt albine pe ea și trebuie să o scutur, le las așa, nu e nicio problemă. Ce vreau să mai spun despre postările acestea care continuă și este normal să fie așa în spațiu online. De multe ori cred că cei care vor să apuce de apicultură să și sperie. Eu am mai spus în videoclipurile anterioare că încep activități de hrănire stil zootehnic a familiilor cu lingurița, cu borcanelul, cu
punguța cu tot felul de pungi mai mari sau mai mici, dar această activitate trebuie spus că are loc numai pe YouTube, pe paginile de Facebook, pe bloguri, pentru că în realitate apicultorii mari, apicultorii cu stupine la peste 100 de familii nu folosesc aceste procedee, pentru că nu că n-ar fi interesat să crească producția, dar acest lucru nu ne ajută cu nimic. Deci nu trebuie să sperie cei care acum vor să se apuce de apicultură sau încearcă să își cumpere stupi, să se gândească că trebuie neapărat să își rezerve foarte mult timp pentru a trece prin stupină, să îi hrănească sau să le dea mâncare, să le facă curățenie, așa cum am văzut printr-un videoclip. Dom'le, trebuie să umblăm la familiile de albine și să le curățăm mizerile după fund. Nu este nevoie această operație să face prin ridicarea fundurilor și schimbarea cu altele sau prin curățire atunci când apare căldura. Cei care au fund antivaroa beneficiază de un mare avantaj, pentru că acea mizerie sau tocătură de ceară care albinele o descăpăcesc atunci când consumă hrana, trece prin sită în jos și o găsim pe șubări, pe tablă. Acest lucru ne ajută foarte mult pentru că ne elimină o lucrare pe care normal trebuia să o face și o fac cei care au fundurile pline, fiindcă acea ceară care se află pe fundul cutiei, în acea ceară se poate dezvolta găselnița. Eu ajung acum la un rând de familii care am aici la mijloc o cutie mai mică, care eu cred că am o problemă la ea, și am văzut și la prima cutie că aici nu au consumat hrana mai deloc și probabil e vreo problemă. Aici știu că am văzut că aduc și polen, dar mai puțin am spus că nu este un zbor așa bun încât să ne permită să le permită albinilor să aducă polen, cu toate că în natură cred că este. Eu acum mă fixez pe această familie și o voi desface. Eu am desfăcut-o prin față și am văzut că n-a consumat turta și mi-e frică să nu am probleme aici să nu, cu matca. Pe această vatră n-am găsit nicio familie fără matcă, pe cealaltă am două, nu e o problemă, eu am niște nuclee mici care le folosesc pentru a le lua mățile și a le da la cei care au nevoie. Dar nu știu ce se întâmplă neapărat aici, așa cum arată. S-ar putea să am o problemă pentru că încep să facă zgomot, acel zgomot specific familiilor care n-au matcă. Eu o să o desfac puțin, cu toate că este răcoare afară, pentru a desface ghemul, dar îmi reduc o ramă și mă conving cu toate că ar avea albină. Vreau să observ dacă albinele au acel tremurat din aripi când fac și zgomot puternic, indicând că nu este matcă.
Deci spuneam că acest control ochiometric, să-l numim așa, a familiilor de albine este necesar pentru a vedea consumul și a ne indica dacă este sau nu matca. Nu cred că e vreo problemă. Nu este ouat. Încerc să o văd. Dacă tot am ajuns până aici, să vedem. Dar n-ar indica faptul că n-are matcă până acum. Nu poți să știi. Totul stă în cuib. Stă strânsă familia. Încerc să văd dacă a depus măcar ouă, dar nu se vede. Albinele, dacă se poate observa, încep să stea pe loc, să dea din aripi, și acest lucru ne poate indica faptul că n-ar avea matcă. Se poate vedea acel tremurat al aripilor, acele bătăi continuu, care mie îmi indică faptul că este o problemă totuși. Dacă se poate observa, foarte multe albine stau pe loc și dau din aripi. Ca să mă exprim așa, țărănește, acest lucru este specific situației în care familia nu are matcă. Eu așa cred. Dar există situații în care ne putem înșela, de aceea mă mai uit pe o ramă, ar avea populație cât de cât, dar nu se vede nicio urmă de puiet, ceea ce totuși cred că nu are matcă. Aceste lucrări de control făcute rapid sunt obligatorii pentru că reduc cu o ramă, cu toate că și pe aceasta are miere. Era mai mărginașe. Și o pun după diafragmă. La noi aici se anunță că miercuri, joi este iar foarte cald și atunci voi lua o hotărâre și îi voi da matcă, pentru că am de unde. Îi pun de jumate din pastă, dar în mod sigur
nu are matcă, pentru că face acest zgomot continuu, ceea ce indică pierderea mătții. Spuneam că rezolvarea acestor situații este neapărată să se facă, pentru că dacă nu rezolvăm problema familiilor care nu au matcă cât de rapid și în aceste ochiuri de vreme, când este puțin mai cald, sunt câteva lucruri care se întâmplă în mod sigur. Vom pierde familia dacă ouă albina. La mine sunt situația în care, situația fericită în care n-a început să ouă albina, motiv pentru care pot să-i dau matcă fără niciun fel probleme, doar o unt cu miere, îi dau drumul sau îi dau și câteva albine la roiul respectiv pe care îl aduc. Dar dacă ouă albina, nu se mai poate face nimic și dacă nu se observă rapid, aceste familii sunt predispuse să fie luate de furtișag și atunci avem o problemă cu toate familiile din stupină și sunt probleme care se rezolvă mai greu, dar se pot rezolva continuu. Așa arată familii care ar trebui să fie peste tot, dar nu putem să avem așa ceva continuu pentru că nu există. De ce nu există? Nu există familii toate așa, pentru că noi trebuie să facem și roiuri, trebuie să și ne refacem coloniile dacă am vândut din ele. Aceasta iar este o colonie bună. Am aici o ramă care probabil ar trebui să o scot. Mă uit să vedem despre ce e vorba, dar îmi dau seama că asta a doua de aici n-ar avea miere. Dar așa văd eu acum, dar nu știu despre ce e vorba. Ia să vedem. Asta de aici e goală. Am dibuit-o. Adaug, și dacă tot am ajuns aici, vreau să arăt comportamentul albinelor față de situația cealaltă. La colonia fără matcă, aceasta este mai liniștită și nu avem acel bâzăit continuu. Mă duc mai încolo să vedem dacă găsesc, cred că e prima dată când umblu, dacă găsesc acea ramă cu puiet, în mod sigur are. Se vede aici, puiet căpăcit, este și puiet larvar, în mod sigur este și pe această parte, deci au puiet, știam, bănuiam, nu era nevoie să desfac, scot o ramă, pentru vreau să mai scot o ramă pentru că nu am arătat comportamentul albinei . Vedeți? Pe această ramă albinele se comportă, a spune, normal. Aici este puiet, nu stau un loc și agită puternic aripile, cum se zice, să bată din aripi. În mod sigur, cealaltă colonie n-avea matcă,
Deci cum ar arăta asta? Ar avea pe două rame. Puiet, rame. O să spune rame. Pe două, pe capătul a două rame. Eu i-am scos pe aceasta care mi-a rămas de asta toamnă. Și am redus cuibul. În așa fel încât acum când vine așa cum se poate observa, ele au intrat în pe cele trei fante, au intrat în punga cu osucesc și o pun partea asta în față, în punga cu apifonda. Mergem mai departe, pentru că vreau să văd o familie care e de fapt un roi mai micuț care l-am făcut după salcâm, dar nu a fost ajutat așa de mult încât să prezinte garanție că iese din iarnă. Și eu acum am observat că ar avea probleme și vreau să văd dacă are sau nu matcă, cu toate că a zice că are, pentru că nu putea să moară matca de anul trecut. El a consumat punga cu apifonda, să vede, a intrat prin acele fante și a luat turta, dar aici este o problemă, că este prea albină puțină și el n-ar trebui să... Asta e o ramă care este în plus. Da. Asta este problema, are albină puțină. E reduc o ramă, să vedem dacă a început puietul, dacă are marcă, eu cred că are, dar e foarte mic. No. Aici este și aici o problemă. Cu toate că mă hotărăsc, are puiet. Deci are și matcă. Nu știu ce. E matca mai proastă. Mă hotărăsc dacă o dau celuilalt de dincolo. Nu o văd. Dar în orice caz acest roișor mic, nu, asta o scot, asta are mai multă miere aici și rămâne așa, pe trei rame. Îi pun la loc punga cu turta. Nu știu ce se va întâmpla, dar aceste probleme eu le observ ridicând capacele. Și am mai arătat că doar mă uit și văd dacă este luată hrana și văd. Că nu sunt probleme. Acolo unde este mâncarea consumată, e clar că totul este în regulă și nu am probleme. De exemplu, ăsta a luat aproximativ toată turta energetică și ăsta tot la fel. Deci asta am făcut astăzi pe aici. Ce trebuie spus, că trebuie luate gratile de la familii, pentru că le încurcă la zborul acesta acum primăvara de curățire.
nu mai există posibilitatea ca șoareci să intre în stupi. Și următoarea lucrare pe care o voi face, probabil când se încălzește mai bine săptămâna viitoare, trebuie neapărat să reducem urdinișele la 2-3 cm. Cam așa trebuie să arate urdinișul cu un burete și noi vom observa, dacă sunt urdinișele mici, situații în care poate să apară furtișagul, pot să se întâlnească situații în care apară pete de diaree în acea zonă și tot la fel ochiometric ne dăm seama dacă trebuie să intervenim în familie sau ne vedem de treabă. Acum, ce să spun, eu nu am apărut în spațiu online primăvara de vreme pentru că am început anul trecut prin aprilie, dar voi căuta să arăt ce este mai important de făcut acum. Trebuie neapărat, deci am spus, să se scot gratile, se pună turte la familii de albine, energetice sau proteice, nu mai contează pentru că va veni timpul când vor face zbor de curățire și noi vom vedea dacă avem probleme cu matca. Deci prima dată, asta este lucrarea de bază, ca tot ce avem în stupină să aibă mătci și să nu ne scape cumva vreo familie fără matcă pentru că declanșăm furtișag. Până la un videoclip următor și ca de obicei să încerc să găsesc sau să rezolv o situație, eu vă spun rămas bun și ce să recomand celor care, dacă se uită și au văzut acest videoclip, să se abțină să mai facă teoria chibritului de multe ori, pentru că și acest lucru se insistă pe tot felul de cum să le spun, de argumente, precum că albinele mai mari, am văzut la cineva, se știe bine în Republica Moldova, albinele mai mari consumă familia mai puțină miere să le crească și dacă sunt celulele mai mici, consumă miere mai multă, să crească mai multe albine și de aici o teorie precum că cu albine mai mari aduci când miere mai mult în stup și crește productivitatea, iar albinele mai mici aduc miere mai puțină și avem probleme cu producția. Mie mi se par niște teorii ale chibritului, cum le spunem noi prin zonă, care nu ajută cu nimic, pentru că și acea metodă Blinov, care este practicată, eu am spus că se poate restrânge cuibul la maxim, chiar fără să punem rama aceea, cum îi spun eu, de margine de copertă cu miere, dar numai când apare căldura la peste plus 5 grade noaptea, pentru că există șansa ca cuibul să rămână desfăcut și noaptea. Până atunci, acea metodă Blinov, eu nu o recomand la nimeni, pentru că a apărut de unde a apărut, probabil prin Rusia, din Moldova, dar am explicat cum este forma ghemului și am văzut și eu că sunt mari apicultori și prin Republica Moldova care au familii de albine multe și care folosesc un cat sau corpul de sus, cuibul este în corpul de sus și în niciun caz nu folosesc acea împachetare pe mijloc a cuibului și acea metodă de restrângere la maxim. Lasă familiile așa cum sunt și cred că în primăvară, mai când se desface cuibul, le vor restrânge, probabil cu diafragmă, dar în niciun caz nu folosesc acea metodă. Acum fiecare face cum vrea, face cum vrea. Trebuie neapărat să se gândească
și să studieze foarte bine, pentru că aceste vorbe care se spun continuu despre albine vor continua și, cum am mai spus, nu există o voce autorizată după care să ne luăm și, și după care să ținem cont. Cea mai sigură metodă de a reuși, după mine, cred că este tot cartea, pentru că acolo nu își permite nimeni să facă niște afirmații care să nu aibă acoperire. Mă refer la cărțile de apicultură și n-aș putea să dau eu exemplu despre noutăți, dar clasic este Manualul Apicultorului, după aceea este vorba de Stupăritul Nou de Hristea, cred că, dacă nu mă înșel, Albinele și noi de Mălaiu, sau Creșterea albinelor, nu mai știu exact titlul, acea carte, lucrare scrisă de Mălaiul, care, dacă eu mai mi-aduc aminte, a fost directorul Institutului de Cercetare pentru Apicultură din București. Până data viitoare, să auzim numai de bine și să avem grijă de stupi.